Stimați telespectatori, bine ne-am reîntâlnit la o nouă emisiune. De data asta avem onoarea să-l avem alături pe directorul Teatrului Muzical din Galați, domnul profesor Teodor Niță. Într-o perioadă în care o să dezvălui câteva detalii, cu tot permisiunea domnului director, din discuția avută anterior, într-o perioadă în care în sufletul fiecăruia e o grijă și o tristețe, cu atât mai mult în sufletul unui om sensibil al unui artist. Pentru că dacă fiecare dintre noi mai stăm în spatele unui calculator, a unei foi, sufletul creatorilor de frumos e deplinat, dezvoltat în fața publicului. Iar acum aici avem durerea mare că nu putem să ne adresăm acelui public pe care îl dorim de fiecare dată și care în Galați este de fiecare dată alături de artiștii teatrului muzical. Cum vă împăcați cu asta? În primul rând, onoarea, mulțumesc pentru invitație și onoarea este de partea mea pentru faptul cum ați invitat la emisiunea dumneavoastră. Trăim o perioadă dificilă, cultura în pandemie, nu ne-am gândit niciodată, nu ne-am făcut proiecte pentru așa ceva, nici nu ne-am fi dorit să le facem și nu-i ceea ce trebuie. Asta pot să o spun de la bun început, am mai fost la niște emisiuni chiar la Radio Televiziunea din Moldova, Televiziunea Națională din Moldova, Moldova având o viață culturală extraordinar de bună. Nu-i ceea ce trebuie, nu-i ceea ce ne trebuie și ne îndreptăm cu pași mari și repede spre distrugerea culturii românești, a identității naționale. Suntem într-adevăr foarte triști. Când ieșim pe scenă suntem veseli, am ieșit aici în fața dumneavoastră, dar cultura soției din televizor și din online nu se poate. Așa cum spuneați și dumneavoastră, dacă nu ai în fața ta pe cel care reacționează, dacă nu ai cel care îți retransmite ceea ce tu încerci să transmite, adică sufletul, energia bună, deja cultura se închide. Noi suntem, cultura este vie. Se poate face doar cu cineva în față, dacă o faci pentru tine singur, poți să o faci și în baie acasă, ești un mare artist, dar nu te știe nimeni, nu transmiți emoție nimănui și atunci aproape că nu existi. Ați început spunând că nu ne-am pregătit. Nu ne-am pregătit. Și totuși ați reușit la Galați să vă adaptați extraordinar de repede unei situații nefericite pe care nu ne-am dorit-o. Am vrea să se termine. Culmea e că știm că nu se va termina așa ușor. Din păcate aflăm că nu se va soluție, termina așa repede. Dar v-ați repliat imediat. Și vă las pe dumneavoastră să-mi spuneți care e secretul găsirea acestei soluții, da, de a ieși suntem, totuși. Știți ce s-a întâmplat? Ne-am repliat imediat cu gândul că lucrurile acestea vor fi de scurtă durată. Pentru început nu ne-am făcut absolut niciun fel de probleme. Am zis, bă, o chestie, ce asta, o gripă care va trece. Uite, din păcate n-a fost chiar așa. Undeva, cred că dacă mi-aduc bine aminte, eu mi-aduc lucrurile acestea aminte datorită datelor spectacolelor pe care le-am avut. Pe 6, cred că undeva în jur de 6-7 martie s-a instaurat starea aceasta de urgență în care ne-au închis teatrele, școlile și toate celelalte. Noi trebuia să avem o premieră pe data de 18-20 martie, Bună seara, domnule Wild, o premieră la care lucrasem de la începutul anului și am fost primul, singurul teatru din România, mai ales mă refer la teatrele de operă, singurul teatru de operă din România, care a dat o premieră în pandemie. Am avut, vreau să vă spun, a fost frumos, interesant și dureros până la capăt. Am fost prezenți pe toate posturile de televiziune. Am avut și am hotărât atunci să nu știam ce va urma. Nu știam să facem cultură online. Da. Ne promovam doar online. Pentru că este epoca online-ului și este foarte bine. Și ne promovam online. Dar chiar să facem cultură online nu ne-am gândit. Și am hotărât atunci, neștiind ce va urma, să dăm în direct acest spectacol. A fost sala goală, am fost 5 oameni în sală, eu, regizorul, scenograful și 2-3 care filmau. În rest, sala goală. Am avut o premieră, deci cu sala goală, încă o dată vă spun, toate posturile naționale de televiziune ne-au promovat și am avut în acea seară 30.000 de vizualizări. Ținând cont că în sala teatrului avem doar 400 de locuri, ni s-a părut un succes, o performanță. Au terminat mai ales artiștii cu ochii în lacrimi, pentru că la sfârșit nu a aplaudat nimeni.
emoția pe care ei au simțit-o, nu au simțit-o la o premieră cu sala plină. Pentru că nu știi care este reacția celui de dincolo de ecran. Nu-l simți. Vezi cum joci și atunci publicul vezi că l-ai săltat sau l-ai făcut să treacă la tăcere și în funcție de reacțiile publicului tu îți reverși energia, știi cum să mergi, știi care sunt pauzele pe care trebuie să le faci, ai o reacție cu aplauze, ai una fără, nu ai nicio reacție. Atunci te gândești, cum va fi publicul? Oare ne primim nimic de acolo, este joci în orb, ca și cum am vorbit noi aici cu lumina stinsă, fără niciun fel de microfoane și nu știm dacă ne aude sau nu ne aude cineva. A fost o experiență foarte, foarte grea. La sfârșit am urcat cu toții pe scenă și am aplaudat noi pe cei care ne-au urmărit. Vreau să vă spun cu lacrimi în ochi. 3/4 dintre cei care erau pe scenă plângeau. Ne-am pus măștile și am spus că nu este o mască pusă culturii, este o mască pusă situației. Dar, din păcate, iată că s-a transformat încet, încet. Eu consider că este o mască pusă culturii. Pentru că măsurile pe care se iau în acest moment sunt inegale. Nu poți să închizi doar cultura, nu poți să închizi doar teatru unde vin oamenii cei mai civilizați, unde vin oamenii care își doresc să vadă ceva frumos. Frumos îmbrăcați, curați. Și-și doresc să vină în continuare, nu să se îmbolnăvească, nu să îmbolnăvească artiștii. Își doresc să poată participa la cât mai multe spectacole. Deci au grijă de propria persoană. Bineînțeles. E un alt nivel. Teatrul, în primul rând, opera, cu atât mai mult. Cu atât mai mult. Și, bun, am putea spune în extrem că ar putea exista o limitare, nu știu, ca în avion, un scaun, da, un scaun, nu. Bineînțeles, ceea ce și facem. Se face. Dar să închizi cu totul. Deci este, ajung și la asta. Vă spun ce am făcut mai departe. Deci am avut acest succes pentru noi. Iată, domnule, 30.000 de vizualizări, punând la semna că noi am dat deja 100 de spectacole. Am avut, nu am făcut încasări. Nu asta este important. Cultura nu se face pentru bani. Cultura se face pentru educație, pentru identitate națională, pentru suflet. Asta este cultura. Da, dar cu aici o să revenim, pentru că aici e din ce în ce mai dificil rolul unui manager care nu are încasări și întotdeauna trebuie să găsească înțelegerea pentru a acoperi totuși cheltuielile care există. Da, pentru măcar că noi toată lumea, din nefericire, gândește doar în parametrii venitului din salarii. Nu, în momentul în care montezi un spectacol, un efort major financiar. N-ai cum să scoți bani, dar tu scoți bani măcar întreții acel teatru de lumină, de utilități, de... Și este o motivație când vezi sala plină, cineva plătește pentru cultură. Când cultura începe să devină gratuită, devine neinteresantă și neimportantă și nimeni nu mai dă doi bani. La modul strict nu mai dă doi bani pe ea. Adică și cultura costă. Vorba lui Giuseppe Verdi spunea, pe vremea aceea, nu știu cât costa biletul la teatru, în jur de o liră italiană, vorbim de anii 1850, și spuneau că pentru o liră fiecare spectator își câștigă dreptul de a te aplauda sau de a te fluiera. Da. Iată că aceasta, nu poți să lași pe oricine trece pe stradă, intrăm într-un teatru. Atunci când treci pe stradă și intri într-un teatru, te comporți ca pe stradă. Atunci când treci pe stradă, intri într-un teatru și plătești un leu biletul, tu ai responsabilitatea celui leu plătit și știi că tu ți-ai dorit să intri într-un teatru. Nu ai nimerit acolo, pur și simplu. Deci, de asta cultura trebuie susținută și trebuie plătită. Mai departe, am văzut că lucrurile continuă. A fost un succes pentru moment. Ne-am gândit că poate ne vom pierde spectatorii. Dându-l online, nu va mai veni nimeni în sala de teatru. Eu sunt sigur că nu va fi așa. Nu. Pentru că nu are nicio legătură ceea ce vezi pe televizor cu sufletul pe care ți-l pui pe tavă acolo în sală. Și cu vibrația pe care o resimți în sala de spectacol. Deci lucrurile sunt total aparte. Dar încet, încet, iată că nu s-a încheiat această pandemie. Au început lucrurile să meargă mai departe și am început să căutăm soluții. Primele săptămâni, două, trei, am stat în online. Am transmis din spectacolele pe care le aveam deja făcute. Am început noi să montăm, să le transmitem. Ei, iată că aici a intervenit următoarea situație. Și artistul a început să se simtă inutil, să nu se mai poată manifesta, pentru că restricțiile astea pe care s-au făcut pentru public au intrat și în teatru. Exact. Adică
nu vă îmbrățișați mai mult de 5 minute. Nu aveți voie să stați pe scenă decât la 2 metri la scena dumneavoastră. Avem voie doar 15 oameni pe scenă. Ori la noi sunt 50 numai în orchestră. Sunt 20 în balet, sunt 40 în cor și tot așa. Și dintr-o dată ne-au trunchiat spectacolele. Încet, încet, vrei, nu vrei, și faci dintr-o producție măreață, dintr-o operă în care intră 100 de oameni pe scenă, tu intri cu 15. Poate oare fi la același nivel cultura? Când o faci, e ca și fotbalul jucat în, nu în 11, și când ne-am adunat 3 aici, aveți doar voie 3 pe teren și jucați fotbal. Păi ăla nu mai este fotbal. Nici asta nu mai este același gen de cultură. Sunt miniaturile culturale. Facem un quartet, un vintet, un solist și un pian. Asta este cu totul altceva. Sunt părți ale culturii. Toate concură la. Dar noi suntem un teatru, un spectacol. Noi trebuie să facem un spectacol. Într-un spectacol înseamnă implicarea tuturor forțelor, tuturor artiștilor. Ori exact aici am fost loviți. Da. Am fost trunchiați. Și apare și dificultatea de a găsi loc fiecăruia dintre ei, pentru că fiecare vine cu dorința de a juca. Fiecare vine cu dorința de a... Au fost extraordinare concertele pe care le-ați făcut în online, fiecare acasă... Am făcut lucrurile astea într-adevăr. E frustrant. Foarte multe vizualizări. Pentru un manager care e economist, nu un om de artă, e extraordinar. Am vizualizări, iată, pot câștiga publicitate, merge foarte bine. Mă știe lumea, mă știe toată țara. Foarte puțin dintre telespectatorii noștri, dintre gălățieni în general, nici eu nu știam detaliile astea pe care dumneavoastră ne le spuneți și care sunt în cealaltă parte, în partea de suferință și de acceptare sufletească. Pentru că odată nu câștigi bucuria de a performa, odată ești înfrânat, te gândești cine intră, tu sau colegul. Da, aici este o mare pentru problemă. Calitatea spectacolului nu poți să dai cu banul sau să faci cu rândul. Cum reușește directorul teatrului muzical, la rândul lui, un om de artă, Teodor Niță, să vadă următorii pași? Ați sesizat foarte bine lucrul acesta. Au început să apară frustrări în rândurile colegilor noștri. Dacă poate cândva, deși erau foarte puține astfel de situații, dar erau situații de gen tot eu trag, tot eu fac, poate e prea mult pentru mine și a intervenit oboseala psihică, acum suntem pe fațeta cealaltă. Vreau și eu să urc pe scenă. Dar de ce? Dar eu nu am fost. Se contabilizează între ei. Dar nu că tu ai fost data trecută, acum vreau eu să fiu. Este situația aceea, poziția aceea de neîmplinit. Tu ca artist ai lucrat, ai învățat, vrei să urci pe scenă. Și noi îți spunem, tu data aceasta nu. Lasă că nu ai fost pe profilul ăla, nu ești... Nu. E foarte greu de găsit. Cum să faci? Deci este o inutilitate aceasta a muncii artistului, este dezastruoasă. Credeți-mă, îi afectează mai mult. Nu mi s-a întâmplat niciodată să primesc atâtea mesaje, atâtea discuții, că avem un grup format, acum lucrăm în online, așa cum lucrează toată lumea, o nebunie întreagă. Toată lumea discută și toată lumea își dorește, dacă vă arăt acum telefonul în care scrie, Doamne, avem spectacol, bravo, felicitări, suntem înnebuniți să, Doamne, noi simțim că ăsta e copilul nostru pe care îl creștem și dintr-o dată nu mai putem crește. Noi pentru asta trăim, pentru că, așa cum se știe, este un adevăr în toate. Cultura nu e foarte bine plătită. Salariile în cultură sunt foarte mici. Exact. Și atunci, omul ăsta, dacă n-a muncit, dacă a venit în artă, nu pentru bani, pentru a-și cultiva sufletul lui. Și tu i-ai luat acest lucru, pe el ai terminat. Pentru că pentru el banii sunt așa, oricum, de supraviețuire. Pe noi arta ne hrănește. Ori în momentul de față, iată că nu ne mai poate hrăni. Ne-a fost luată această hrană spirituală care este mult, mult, mult mai important decât hrana materială. Este cea care v-a adus aici. Cea care a unit niște spirite frumoase, creatoare și care încearcă și reușesc extraordinar de bine să transmită emoții. E singurul lucru care nu poate fi transmis în altă parte. Emoții. Așa este. Revin la una dintre clipele în care nu am admirat managerul. Am admirat gândirea și am admirat bucuria transmisă la un spectacol de al dumneavoastră, din grădina de vară, la care nu aveați doar asistența de acolo.
pentru că o să ne explicați și cum ați reușit să aveți spectacole cu asistență limitată, așa cum este nefericit de limitată, într-o gândire care sper și mă rog la bunul Dumnezeu să se schimbe. Și în grădina publică, toată partea, plimbându-mă cu fiica mea și cu soția, nu, într-un loc nesupravegheat, într-un loc în care totul putea fi posibil, oameni de toate vârstele, distanțați social, distanțați social, ăsta e lucru extraordinar, care în picioare, care aveau loc pe bănci, au fost privilegiați, ascultau pentru că reverbul mergea până aproape de fântână și se bucurau. Știu. Iată, nu ați reușit să performați doar pentru cei de acolo, ați transmis peste, ați transmis celor care sunt siguri că la o întrebare simplă veniți să plătiți biletul, ar fi spus fără să plecete, da. Dar au fost alături și sufletește și acel gard care împiedică vederea nu a împiedicat emoția, sunetul simțit. Mulțumesc că ați spus chiar acest lucru și mă bucur că ați fost într-un astfel de moment. Am fost fericit să fiu într-un astfel de moment și mi-aș dori să, și o să mai fiu. Noi vedem lucrurile acestea și știm, de fiecare dată noi facem așa, la, spre exemplu, și acum în weekend vom avea din nou două spectacole dedicate Zilei Marine, întrucât nu se mai pot face manifestările, din punctul meu de vedere, foarte frumoase, dedicate Sfintei Marii în primul rând și în al doilea rând Zilei Marinei. Și le vom face în teatru. De fiecare dată, ce facem? Începem un pic mai devreme cu repetițiile. Deja lumea se strânge în grădina publică. Da. Dom'le, este o emoție, o altă emoție creată pentru noi și care ne hrănește sufletul. Și noi vedem de sus, eu am o terasă acolo de care mă uit și văd toate băncile sunt ocupate. Toată lumea așteaptă să, pentru că în grădină, din păcate, nu mai încap spectatori câți ar trebui să încap. Și vorba dumneavoastră, nu se uită la 10 lei, 15 lei biletul. Nu asta e problema, e că nu încăpem din cauza acestei situații. Și lumea stă în jur, în fața teatrului, în grădina publică. Vezi așa că e liniște și stau oamenii și ascultă concertele pe care noi... Și nu-i păzesc jandarmii, nu-i împrăștie poliția. Iată, ăsta este publicul dumneavoastră. Bravo. Nu e publicul care se adună ciopor în jurul unui eveniment. Și atunci de ce să le interzicem? Noi avem un public educat, despre asta vorbim. Dom'le, noi avem un public educat. Lasă-l să vină în teatru, că nu va face... Știm cu toții, am prieteni medici, îmi transmit că situația destul de dificilă în care se află. Cunoaștem lucrurile acestea, nu negăm existența acestui virus. Doamne ferește, suntem oameni conștienți, dar... Măsurile acestea sunt inegale. Te duci în piață și vezi că se calcă toți în picioare și nimeni nu poartă mască și au fructe și cu mâna și cu și pâinea și toate. Este o întreagă nebunie. Și vii într-un teatru civilizat în care fiecare îi se ia temperatura, fiecare om intră cu masca, fiecare om îi se dă să se igienizeze pe mâini. Ne așezăm fiecare la locurile lor dinainte puse. Totul este soft și este foarte bine. Și noi ținem încă teatrele închise pentru că avem imaginea că acolo e tot răul. Nu, acolo e tot binele. Energia asta pozitivă, bună, pe care noi o transmitem, sunt sigur că respinge mai bine virusul decât orice alt medicament. Și ar putea fi și un factor de educație. Iată, aici se poate. Haideți să extrapolăm. Haideți să ducem în altă parte. Corect. Haideți să mergem să deschidem către societate. Ar putea fi preluate imagini. Sunt oameni care... Bun, de cu totul altă factoră, cei care vin la teatru, care nu au, în primul rând, au o singură grijă majoră, să bucure și să apere. Ei se apără și apără artistul, pentru că vine din respect pentru arta. Bineînțeles. Și nu poate primi decât de acolo. Filme, putem primi de oriunde. Emoție. Este. Performanță directă nu putem primi. Este și filmul. Este toate aceste lucruri, toate concură la realizarea artei. Dar arta live, arta pe care o vezi față în față cu cel care o creează, este mai mult decât orice. Ori ăsta este trecutul și ăsta este viitorul. Nu se poate, că vom ajunge poate cândva și la ce înseamnă învățământul artistic. Prin închiderea teatrului se distruge totul. Da. Vreau să înțelegeți ce semnal se vor da, se va da chiar părinților care au copii care de mâine, din septembrie, să ne ajute Dumnezeu și sper să fie așa, să nu distrugem învățământul, că ne-am distrus cu totul. Dacă distrugem învățământul, cultura, sănătatea, putem să nu mai, ce mai apărăm, vorba lui Churchill. Atunci pentru ce mai trăim?
De ce ne păzim unii de alții? Pentru ce să trăim? Pentru nimic? Și este un semnal prost pentru părinții care s-au gândit poate că din septembrie să ducem copilul la un liceu de artă. Și se gândesc, bă, dar teatrele sunt închise. De ce să mai duc eu copilul? Și de aici mergem spre licee și mergem spre facultățile de arte. Și nu mai fac profesor pentru că se expune, că nu mai fac medic pentru că, uite ce se întâmplă, nu mai fac artist pentru că nu mai avea. Și atunci, ce facem? În ce lume vom trăi? Spre ce ne îndreptăm? Tragic. Haideți să revenim la două zile de foc, două zile frumoase. Pe valurile muzicii, sâmbătă, ora 20, grădina de vară. 20-30. Șlagăre pe malul mării, duminică. Tot la grădina de vară. Două spectacole frumoase. Facem două spectacole, noi între noi stăm acolo și suflăm. Știu că am mai venit, este o nebunie. Domnule, să poarte mască. Domnule, noi avem și suflători, avem trompetiști. Cum să poarte mască? Cel care cântă la microfon, cum să... Deci, opriți-vă și au toate o limită. Facem arta așa cum putem să facem arta și o facem foarte bine. Și întrucât pe... în spațiile deschise nu se pot face aceste manifestări, ne-am gândit să aducem Dunărea mai aproape de Teatrul Național de Operă și Operetă Mihai Leonar. Pe care eu nu înțeleg personal, pentru că nici eu nu pot. Într-un spațiu nu pot deschis să... oamenii pot sta foarte departe unul de altul și atunci păstra... Nu-ți rămâne decât să stai între ei cu poliția, cu jandarmeria, cu poliția locală. Domnule, se distanțeze un pic, vă rog frumos, stați un pic mai departe, te plimbi pe Dunăre. De ce să nu faci aceste... Că sunt pentru suflet, mai ales în momentul ăsta când oamenii au nevoie de așa ceva, vedeți? Știți, ce se întâmplă? Ajungem din grijă, ajungem într-o altă latură care încet, încet ține de paranoia și de... Da. Noi nu fidarea unor reguli de bun simț până la urmă. Am putea încerca. Haideți să... Eu aș propune, și probabil că dumneavoastră ați făcut-o și o să o faceți în continuare. Hai să încercăm. Dacă odată, într-adevăr, va ieși în bulzeală, nu nicio problemă să oprim spectacol. Bineînțeles. Oprim spectacol. Dacă nu, cei care vor participa la o astfel de eveniment nu vor înțelege. Oprim spectacol. Doamne, nu se poate. Și... Dar nici nu încercăm. Aici e durere mare. Dar noi, să știți, noi armele jos nu le depunem. Știu. Sunt sigur că este doar o perioadă din viața noastră care va rămâne în istorie, în istoria lumii, în istoria teatrului, pe care noi avem bunăvoința, în primul rând, de a o depăși. Sper să avem și știința și căile să o depășim, dar în primul rând avem dorința și bunăvoința de a o depăși, ceea ce înseamnă că o vom depăși. Și facem acum munca noastră, să știți că este dublă față de ceea ce a fost înainte, pentru că dacă până acum luai orchestra și compozitorul a scris pentru 50 de oameni, 3 viori, 5 trompeți și tot ce este acolo, noi acum trebuie totul să reducem. Este o muncă dublă, pentru că, așa cum spuneam, nu se mai face în formația completă și normală, muncim mai mult, dar sper să fim la fel de eficienți și nu vom depune armele jos. Chiar dacă un spectator va mai avea voie să intre în teatru, pentru acel spectator noi vom urca 20 sau 30 cât vom avea voie să urcăm pe scenă și vom cânta pentru acel spectator. Asta nu trebuie să se oprească niciodată. Arta există de când lumea, sunt sigur că se va termina doar odată cu lumea. Doamne ferește să se oprească cultura și arta, va dispărea și lumea. Va dispărea și lumea. Pentru că avem doi dușmani. Virusul, autorul și timpul în cadrul emisiunii. Vreau pe final, pentru că întotdeauna timpul curge extraordinar de repede alături de dumneavoastră și alături de spectatorii noștri care sunt dornici de a primi cât mai multe informații de suflet pe lângă celelalte informații care mai mult ne mânează, să folosesc cuvântul ăsta. Da. Cum va reuși managerul, dar în primul rând artistul Teodor Niță, să supraviețuiască artistic în următoarea perioadă? Ce două, trei proiecte pe care le aveți pentru următoarea perioadă? În primul rând, ieri am mai găsit niște sponsori, în primul rând voi face unul din festivalurile pe care le avem, erau de tradiție, festival de rock nu l-am putut face pentru că era pe stadion cu multă lume, nu se poate. Aveam tot vara festivalul de folk. Vă spun acum în direct că voi încerca și sper să fac în luna septembrie festivalul de folk așa cum se poate, așa cum se poate, cu doar cu 200 de oameni acolo care vor intra în grădina Leonard, cu câțiva artiști, vom face acest lucru. Nu lăsăm armele jos. Nu știu dacă vom intra în sală. Nu știu.
Voi încerca să fac un pic sau ceva din Festivalul Internațional Leonard, care ar trebui să fie la 16-a ediție anul acesta. Sperăm să nu distrugem această tradiție a Teatrului Gălățean. Noi am găsit soluții. Am început să lucrăm, să facem lucrurile, piese dintre astea un pic de mică anvergură, cu 3-4 artiști pe scenă, cu 2-3 instrumentiști. Deci soluțiile noi le găsim. Din păcate, durerea este așa, faptul că nu putem avea destul public în sală și nu putem oferi tuturor artiștilor noștri satisfacția de a urca pe scenă și de a evolua. Asta este cea mai mare durere. Faptul că un om poate munci și se îngrădește dreptul la muncă nu este o glumă. Nu este o glumă. Îngrădirea dreptului la muncă se pare că este una dintre cele mai nocive îngrădiri pe care le poate primi un om. Și la speranță. Încheiem într-un ton optimist. Avem un festival de folk și sperăm, ne rugăm să avem și festivalul Internațional Leonard. Dar nu ne despărțim înainte de a vă fura o promisiune în fața spectatorilor noștri că vom continua discuția atât pe teatru cât și pe facultate, pentru că un alt proiect extraordinar de important și de suflet și pentru Galați, pentru mediul universitar gălățean, este facultatea de arte. Este, la care țin foarte mult, și trebuie să vorbim un pic și despre învățământul academic de artă în această perioadă și despre viitorul lui, pentru că avem un viitor frumos. Doar în premieră spunem, am avut candidați mai mult chiar decât anul trecut. Am știut să ne promovăm atât de bine și iată că nu am primit o palmă din partea coronavirusului, i-am dat noi o palmă și vom continua. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, mulțumesc. Mulțumesc, spectatori. Abia aștept să ne reîntâlnim.